Salut, sunt Gabi din Orhei, sunt elevă și în ultimele 7 luni petrec 8-10 ore pe zi în fața calculatorului. Învățăm online, pregătesc temele și mă navighez pe rețelele sociale. Cum am putea să ne protejăm ochii în aceste condiții? Într-adevăr, utilizarea calculatorului în timp îndelungat, 8-10 ore, au și un efect negativ asupra ochilor. Când stăm în fața calculatorului, ne străduim ca să avem o bună iluminare a încăperii, să nu fie doar iluminarea de la acest monitor, deoarece apare iarăși o supra-solicitare a ochilor, apare o oboseală. Avem o privire țintită în monitor, ochii clipesc mai rar, apare o oboseală. De aici putem să inducem și apariția unui sindrom de ochi uscat. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă clipirea mult mai rară, se usucă filmul lacrimal. Filmul lacrimal este un strat de protecție a corneei și cu timpul sau în timp, dacă persoana va lucra multe zile în șir, săptămâni, luni în fața calculatorului, câte 8-10 ore, desigur, a să aibă un film lacrimal mult mai subțire sau mult mai necalitativ. Dacă este ziua, ne străduim ca să avem cât mai multă lumină, lumina din exterior, lumina razilor solare. Dacă este trecut de ora 6-7 când avem întuneric afară, atunci ne străduim să includem lumina artificială din încăpere, dar să fie o bună iluminare, să nu fie doar iluminarea de la acest monitor, deoarece apare iarăși o supra-solicitare a ochilor, apare o oboseală. Când simțim că suntem obosiți, ridicăm privirea din fața calculatorului, fixăm la un obiect apropiat, de exemplu acest X, apoi privim în depărtare. Cât poate de departe, alegem un punct de reper, fie o casă, fie un copac, privim câteva secunde, apoi iarăși privim în aproape la obiectul ales. Iarăși privim în depărtare, iarăși privim în aproape. Și repetăm acest exercițiu de mai multe ori. Și uneori putem să lăsăm privirea la acest obiect îndepărtat, acest copac sau această casă, în decurs de 30-40 de secunde. Și când lucrăm mai mult timp la calculator, ne aducem aminte mereu să clipim. Chiar dacă creierul nostru uită să clipească, suntem concentrați în acest monitor, clipim. Încercăm să clipim în așa mod, noi umectăm sau umizim ochii și avem un disconfort mult mai mic. Aș recomanda ca să nu folosim machiajul în timpul când privim mult timp în monitor. Multe ore, 6, 8, 10 ore, fiindcă stricăm calitatea acestui film lacrimal care ne protejează ochii. El și așa suferă când noi privim în timp îndelungat, dar dacă noi încă mai aplicăm machiajul pe marginea liberă a pleoapelor pe aceste gene, acest film lacrimal suferă și mai mult. Dacă apar senzații de nisip, senzații de usturime, senzații de corp străin care nu dispare în timp, o zi, două, trei, o săptămână, avem ochii roșii, neapărat ne adresăm la medicul oftalmolog. Deseori dezbate cu colegii tema dacă dispozitivele mobile afectează sau nu vederea. Deci, întrebarea este un mit sau o realitate? Telefoanele, tabletele, notebook-urile, calculatoarele afectează vederea, dar depinde și de timpul, cât timp noi le utilizăm, depinde când le utilizăm, depinde în ce parte a zilei le utilizăm. Sau chiar același telefon să-l folosim într-o poziție verticală, când stăm așezați pe un fotoliu sau pe un scaun. Deci nici de cum culcat în pat, nici de cum sub o plapumă și nici de cum într-un întuneric absolut, beznă în odaie, că desigur afectează ochii și nu este mit, dar este o realitate.